Doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Începem emisiunea noastră de astăzi cu rubrica Cultural. Primul stop cadru l-am pus la Galeria de Artă, unde a avut loc vernisajul expoziției de pictură Culorile copilăriei, autoare Oana Gabriela Bejinar, eleva Școlii Generale numărul 3. Îmi revine astăzi bucuria și responsabilitatea să prezint un artist care expune și care nu este debutant. Oana, care deși are 10 ani, este la a doua expoziție personală organizată de Muzeul și de Galeria de Artă. O altă expoziție a fost organizată în anul trecut. Vreau să vă spun că, în pofida experienței pe care o am și a faptului că trudesc în acest domeniu, pot să vă mărturisesc că Oana Bejinar este un caz excepțional. Un caz excepțional, asta înseamnă că ceea ce ne prezintă Oana este un rezultat al strădanii sale, a dragostei pentru pictură, dar în același timp este și o dotare, un dar pe care l-a primit prin un dar înnăscut, prin naștere. Și acest lucru este foarte rar. Este foarte rar și ar trebui să fie prețuit. Uneori este prețuit. Oana este un copil care are o dotare în domeniul artelor, cu totul și cu totul excepțională. Și lucrul acesta nu este observabil pentru că există foarte mulți copii care pictează. Însă, dacă privim cu atenție modul în care, vârsta la care lucrează, modul în care abordează lucrurile și modul în care le trăiește, ne putem da seama că este ceva deosebit. În primul rând, expoziția care o vedeți aici are o coerență extraordinară. Adică nu sunt niște lucrări disparate. Ea urmărește un instinct plastic, cum am spus, înnăscut, a beneficiat și de educație plastică, pentru că tatăl este și el pictor. Deci asta este o potrivire fericită. Pentru că adevărul este că un copil care nu este dotat și are parte de educație într-un anumit domeniu, poate să facă niște progrese, dar nu poate să ajungă la mari performanțe. Deci, ceea ce este esențial este faptul că educația poate să perfecteze ceea ce omul primește în dar de la Dumnezeu. Echilibrul părților, elementelor compoziționale din lucrări. În al treilea rând, un univers pur și simplu al ei. Un mod personal în care stilizează desenul, personajele și le compune în compoziții foarte ample. Particip pentru a doua oară la cel de-al doilea vernisaj al expoziției de artă intitulat Culorile copilăriei a elevei Oana Gabriela Bejinar din clasa a patra de la școala numărul 3 din Gădăuț. O fetiță de 10 ani, că atât are doar, mai aruncă privirile prin vitrin, mai aruncă privire la o păpușă Barbie, se gândește cum să o îmbrace cu o rochiță mai modernă și, în imaginația sa, de ce nu, se gândește cum i-ar sta și ei cu o asemenea rochiță. Oana a renunțat la aceste gânduri, a ales cele mai frumoase culori, cele mai bune pensoane și și-a așezat pe hârtie ideile, sentimentele și culorile care doar în imaginația sa pot fi găsite. Ce a rezultat de aici? Tot ceea ce vedeți dumneavoastră expus în jur. Aceste tablouri ne cheamă și ne îndeamnă să le privim cu atenție, să fim cuprinși de emoție, să ne întrebăm cum a reușit să le facă pe toate acestea. Privindu-le, sigur că nu putem decât să le admirăm și să, în final, să spunem bravo, Oana! Școala a preluat-o cu talentul ei, dar fără muncă, acest talent nu se dezvoltă. Cunoscând particularitățile de vârstă și talentul înnăscut, am pus-o la treabă și Oana a reușit să realizeze ceea ce vedeți și dumneavoastră cu toții aici. Ne bucurăm că avem asemenea talent. Am venit să-i dau un buchet de flori cu drag, am venit să o felicit și să urez mult, mult succes. Bravo! Și o mică atenție din partea
primăriei municipiului Rădăuț și, de ce nu, a familiei Frunze. Da? Bravo! Rădăuțeanca Domnica Stănescu a împlinit 100 de ani, eveniment ce nu a fost trecut cu vederea de către edilii orașului. Câțiva salariați ai primăriei, conduși de primarul Mihai Frunză, au ținut să o felicite la împlinirea frumoasei vârste și să-i ofere o diplomă, un buchet de flori, un tort, o șampanie și un coș de fructe. Centenara s-a bucurat de suma de 200 de lei și a ținut să precizeze că a ajuns la această vârstă cu ajutorul lui Dumnezeu. Am venit la dumneavoastră, dar văd că am venit cât târziu, că aveți bucate aici, n-am venit și noi cu un tort. Stimată doamnă, primăria Primăria municipiului Rădăuț, aflând vestea că împliniți 100 de ani astăzi, așa, am venit cu drag să vă aducem o floare, o diplomă de excelență și un cadou financiar. Și să vă dorim multă sănătate, bucurii și să vă iubească nepoții. V-am adus un coș, v-am adus o diplomă și v-am adus un ajutor financiar modest, așa. Astea sunt toate ale dumneavoastră și, bineînțeles, un tort și o sticlă de șampanie. Deci asta am ținut noi să aducem din partea primăriei municipiului Rădăuț și să vă urăm la mulți ani. Mulțumesc foarte frumos! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! La mulți ani! Hristos a înviat, să fiți sănătoasă și să vă trăiască copiii și nepoți. Doamne ajută! Și primiți mereu. Asta-i necazul, doamnă primar, că n-am avut copii. Dar uite cât aveați în jur. Educând copiii în spiritul toleranței, dascălii școlii generale numărul 4 derulează un proiect despre minoritățile conlocuitoare în zona noastră. Nu există un prilej mai bun de a lansa astăzi proiectul intitulat, după cum vedeți și aici, Trăim într-un mediu multicultural. Trebuie să vă spun, nu știu nici eu foarte multe despre acest proiect, este și firesc. Această grijă au avut-o coordonatorii, dar pot să vă spun că știu că toți acești coordonatori, care sunt doamna profesoară Chelba Mirela, doamna Anfimov Cristina și doamna Anfimov Agripian de la Colegiul Frumuzeachil, au desfășurat întotdeauna activități de calitate și nu pot decât să cred că și acest proiect se va ridica la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc, vă dau cuvântul celor care ați organizat această activitate. Proiect educațional Trăim într-un mediu multicultural. Câți elevi au participat, pe câte ateliere și de unde a venit ideea? Ideea a fost spontană, deci noi am vrut să facem numai o singură activitate, știind că este anul multiculturalității, dar până la urmă, după ce ne-am documentat, ne-am hotărât să fie un proiect. Ne-am gândit că nu, tot materialul nu poate fi cuprins într-o singură activitate. 6 ateliere de lucru. Nu am vorbit despre toate comunitățile din zonă, dar vrem la celelalte activități să invităm și alte comunități care au lipsit acum. Evrei, despre evrei mai bine zis, huțuli, ruși lipoveni, despre romi s-au documentat copiii din școală. Cine? Filmul despre români realizat la marginea, realizat cu ajutorul copiilor de aici din școală și cu sprijinul doamnei profesoare Anfimov. Câți copii participă în total? Așa cum am spus, 56 de copii. Sunt două clase implicate. Este vorba de clasa 5-a, unde dirigintă este doamna profesoară Anfimov Cristina, și clasa 6-a, unde sunt eu dirigintă, și 15 copii de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, copii coordonați de doamna profesoară Anfimov Agripina. Până când va dura acest proiect? Am înțeles că va avea o derulare mai amplă.
Proiectul se derulează pe timp de un an, până pe 9 mai 2009. Sunt mai multe activități propuse pentru derulare, 11 activități. Prima activitate a avut loc astăzi despre comunitățile din Bucovina. Vom avea câteva excursii la Cacica și la Climăuți. Vom vizita templul evreiesc de aici din Rădăuți, muzeul etnografic din Rădăuți. Ce sperați să obțineți în urma promovării acestui proiect educațional în Școala Generală numărul 4? Copiii știu puține lucruri despre etniile din zonă și sperăm să cunoască mai bine pe toți cei care trăiesc în această zonă, să îi înțeleagă mai bine și să fie mai toleranți cu toată lumea. Vreți să promovați toleranța? Da, categoric, mai ales că în școala noastră avem copii care provin din diferite comunități și trebuie să învățăm să se înțeleagă unii cu alții și să se respecte. De fapt, înțelegerea pleacă de la respect. În final, vom realiza o revistă, Cântec pentru Bucovina, în care vor apărea articole ale scrise de copii despre toate activitățile derulate în cadrul proiectului. Vineri 23 mai a fost dezvelit bustul lui Gheorghe Flondor. Statuia a fost amplasată în fața primăriei prin grija Asociației Culturale Flondor și a Partidului Național Liberal în cinstea celui care a fost rezident regal în Bucovina și parlamentar liberal. Slujba de pomenire a fost oficiată de preot protopop Nicolae Vârtea. Au mai luat parte excelența sa Romeo Sândulescu, consulul României la Cernăuți, parlamentari și membrii PNL, reprezentanți ai administrației locale. O viață zbuciumată, o viață dedicată țării sale, o viață pe care a sacrificat-o și în închisorile comuniste. Gheorghe Flondor are tangență cu Cernăuțul, de unde vin eu, și cu istoria acestui oraș și a localității Storojineț, de unde se trage o parte din familia Flondorii. După cum știți, a făcut liceul la Cernăuți, a făcut facultatea de drept, o parte la Viena și finalul la Praga. A fost un cadru de nădejde în armata român, în armata timpului acela, a revenit în zona aceasta Bucovinei, a fost deputat de Rădăuți, senator de Rădăuți și ultima demnitate a fost cea de rezident regal al Bucovinei, al Sucevei, cu sediul la Cernăuți. Amintirea lui se poartă veșnic pentru că a făcut multe lucruri bune pentru orașul Cernăuți, pe care l-a îngrijit ca un adevărat edil. La numirea sa ca și rezident regal au participat oameni importanți ai momentului. El și-a propus, printre altele, două mari probleme de rezolvat, aceleași care rămân peste timp și nouă de rezolvat. Era problema țărănimii de atunci, din totdeauna și de acum, și o altă problemă, menținerea ordinei și disciplinei, pentru că în acea perioadă, 1939-1940, erau foarte multe acte care tulburau ordinea publică, erau legate și de corupție și de toate celelalte. Practic, istoria se repetă ciclic, peste atâția ani. Demnitatea lui de rezident în Bucovina a mai cuprins și o perioadă tulbure, când asupra populației evreiești a fost o nedreaptă acțiune a oamenilor politici de atunci. Gheorghe Flondor a avut curajul să apere acei oameni nepăstuiți
Iar peste timp, când și el a fost la necaz, un grup de evrei din Siret și din alte localități au scris către tribunalul care îl judeca o scrisoare demnă prin care se amintea că Gheorghe Plondor i-a apărat în vremuri de restriște. Vă spuneam la început că soarta lui a fost foarte crudă, pentru că în calitatea pe care a avut-o a fost evident arestat odată cu venirea la putere a comuniștilor. A petrecut 12 ani în pușcările comuniste, a revenit în viața civilă, un om bătrân, bolnav, și s-a săvârșit la Sibiu. Sigur, acum pare simplu să spui cuvintele acestea. Gândiți-vă cât de complicată a fost această viață. De la o demnitate și de la o reprezentare a populației din zonă, până la aceea de condamnat și de om care ispășea o condamnare fără a avea o vină concretă. Aceasta, din păcate, este istoria noastră și faptul că avem curajul aici, împreună, deși și acum vremurile noastre sunt învolburate, dar că avem curajul să ne cinstim marile personalități, este un lucru pe care trebuie să-l ținem minte cu toții, să-l transmitem copiilor și nepoților și atât cât avem demnități publice, să o facem cu credință și onestitate. Eu felicit din inimă pe cei care au avut inițiativa înălțării acestui bust. Va fi alături de celelalte statui ale orașului un punct de atracție, iar călătorul care va trece prin fața bustului, cu siguranță se va opri și măcar prin cele câteva cuvinte scrise aici, își va aduce aminte de această personalitate care a trăit și aici, printre noi, și care a lăsat urme adânci în istorie. Așa ar trebui să facem fiecare dintre noi, indiferent câte funcții politice am avea. Mai întâi de toate, trebuie să ne slujim țara și neamul. Mă bucur foarte mult să particip astăzi la acest eveniment și nu pot să spun că încă din anul 2003, prin insistența și iar insistența profesorului Pânzaru la Societății de Cultură Proba Sarabia și Bucovina, Consiliul Local a aprobat această locație pentru Gheorghe Plondor. Dacă în dreapta mea avem Aileea Voivozilor la Bogdan I la Cuza Vodă, Alexandru Cuza, pardon, atunci pe această alee vor fi oamenii de seamă care au contribuit la ridicarea municipalității acestei localități din vechi străvechi, evidențiată în cartea istoriei. De aceea țin să mulțumesc foarte frumos organizatorilor și în special organizații municipale PNL, care s-a îngrijit până la capăt să ducă la un bun sfârșit lucrarea începută de către profesorul Pânzaru. Doamne ajută și să fie de bun augur. Mulțumesc! Am înțeles că vreți să faceți un anunț. Da. Este cunoscut faptul că s-a aprobat prin Sfântul Sinod deschiderea, înființarea mănăstirii, intrarea Maicii Domnului în biserică, de lângă spatele așezământului de copii. Și așa cum este tradiția în Biserica Ortodoxă, și când se face o mănăstire, punctul central este biserica. Duminică, la ora 15:10, duminica aceasta, acum, în altul pimen, cu un sobor de preoți, va veni și va face sfințirea locului de biserică. Este asta o invitație pentru creștinii din Rădăuți? Da, este un moment important pentru viața creștină, pentru noi cei din mănăstire, dar și pentru credincioșii din Rădăuți. Și cu ocazia asta fac invitația tuturor creștinilor, tuturor credincioșilor din Rădăuți
să participe la acest eveniment foarte important din viața orașului și a mănăstirii în general, mai ales să înființează o mănăstire nouă. Este un lucru deosebit pentru sufletele noastre, pentru comunitate, pentru complexul întreg. Cred că acum se definitivează între complexul așezământul de copii cu mănăstirea de maici, care vor forma un complex împreună cu mănăstirea Bogdana pentru creșterea copiilor. Și invităm credincioșii încă o dată să participe alături de preoți, de înalt preasfințitul, duminică la ora 15:10. Și cu ocazia asta se poate vizita și biserica din cadrul așezământului de copii. Biserica aproape spre finalizare cu pictura și este un lucru frumos sau ce vede. Fiul candidatului PNL, Constantin Galean, a avut o altercație cu parlamentarul Aurel Olărean în localitatea Sucevița. După cum precizează ziarul Monitorul de Suceava, parlamentarul rădăuțean Aurel Olărean a depus plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria Rădăuți. Privitor la incidentul ce a avut loc în Sucevița în seara zilei de 22 mai, Olărean precizează că a fost nevoit să riposteze în fața unor grave jigniri aduse soției lui, după cum ne precizează același ziar. Cum însă, după apelul telefonic la 112, la sosirea polițiștilor și a presei, la fața locului nu se afla decât Romeo Galean, vă prezentăm declarația acestuia, urmând ca după definitivarea cercetărilor să aflați amănunte despre acest caz. Bună ziua, stimați rădăuțeni! M-am prezentat astăzi în studioul ENBI pentru a clarifica anumite zvonuri care s-au dat în ultima perioadă. Și mai mult de atât, aș vrea să spun că joi s-a întâmplat un incident care a luat o amploare foarte mare și aș vrea să recapitulez, să explic rădăuțenilor ceea ce s-a întâmplat. Marți seară, marți noapte, au fost distribuite în oraș tot felul de manifeste cu mine și cu o altă persoană, manifeste jignitoare la adresa mea și familiei mele. Iar miercuri noi am avut un spectacol. În ziua de joi, aș vrea să spui aici soția ce s-a întâmplat, că ea a fost implicată în acele telefoane și... Da, deci în cursul zilei de joi am primit un telefon pe mobil de la o persoană necunoscută. Nu i-am luat prea multe relații pentru că primesc telefoane de genul ăsta și acasă și pe mobil cu diverse probleme. Deci eram obișnuită. De data aceasta mă solicita dacă eram interesată să mă deplasez la Sucevița, în apropierea cabanei mele. Deci pe un drum forestier să mă întâlnesc cu dumnealui. Ocazie cu care să-mi povestească despre cine a pus la cale evenimentele respective cu împrăștierea materialelor urâte și ce mai au de gând să facă și cine sunt și așa mai departe. Mi s-a solicitat să mă duc singură. Nu m-am dus singură, l-am anunțat pe soțul meu, mi-am spus, uite cum stau lucrurile. El era era extrem de ocupat. Eram extrem de aglomerați în săptămâna aceea, pentru că este săptămâna dinaintea Sfințirii Bisericii. Întrucât bănesc că toată lumea a văzut acolo că cu două săptămâni în urmă erau gropi, pământ și lucrări în construcții, nu existau nici dale, ori noi într-o săptămână am pus tot. Și dale, și grădină, și flori. Deci eram extrem de ocupați, nu ne ardea de plimbări. Și nu mă aflam întâmplător, nu m-am dus întâmplător acolo. Am zis că hai să vedem, poate o persoană binevoitoare și poate preîntâmpinăm alte evenimente și să fie bine. Manipulatorii, bineînțeles. Și ne-am dus acolo, ne-am întâlnit la mijlocul drumului cu soțul meu, el venea dintr-un anumit loc, la Gura Humorului, iar eu deja eram la mijlocul drumului, eram prin mașină. Am venit în mașină la mine, am plecat, am ajuns pe acel drum forestier, am înaintat, după cum spuneam, în apropierea cabanei mele și la un moment dat unica mașină care era în zona aceea era a acestei persoane care ulterior am aflat că era al domnului Galean, pentru că nu-l cunoșteam și nu cunosc nici tinerii, nici prea mult, nu am prea multe cunoștințe așa în oraș. Mașina ne-a ieșit dintr-o curte, ne-a blocat mașina noastră. Aici a început să facă diferite. S-a blocat când a văzut că nu sunt singură și sunt însoțită, efectiv s-a blocat. Am observat surpriza de pe fața lui. A început să facă scene, m-am dus la el, zice, na, ți-au plăcut afișele și așa mai departe. A început scene, un dialog nu foarte elegant,
la care a început să devină mai acel dialog, a început să fie mai agresiv, verbal, și am zis, gata, plecăm, vreau să plec, nu mai are rost să... Păi am să plec de acolo. La care el ce nu, unde cum să pleci, că trebuie să vină domnul Cârdei cu camera să filmeze, taică-s-o, în sfârșit, diferite chestii. Când am văzut așa, am dat cu spate, am ieșit. Nu, deci îmi bloca mașina efectiv, nu puteam... Deci nu aveam cum să ies decât cu spate, el fiind un drum foarte îngust, forestier. Deci o mașină și jumătate se încadrează în lățime. Am dat cu spate rapid, am ieșit în stradă. Aș vrea, îmi cer scuze, Lăcâmeara, îmi cer scuze, cred că rădăuțenii, e bine să înțeleagă, să asculte din gura noastră ce s-a întâmplat. Ceea ce vreau să completez și la care o să continue soția exact cursul evenimentului, în acea săptămână nu mi-ardea și nu mi-arde și n-am timp și nu am chef. Nu pot, chiar dacă aș vrea să merg la Suceavița să mă relaxez, sincer vă spun, stimați rădăuțeni, am lucrat două săptămâni până la 12 noaptea cu lucrările de la biserică, s-a făcut foarte mult, fiecare colț am trebuit să fiu acolo, că am pus foarte mult suflet și ca dovadă că au văzut și rădăuțenii, duminică au venit două tiruri imense, au blocat șoseaua, au parcat pe trecere de pietoni, ceea ce nu-i corect, să parchezi tirurile pe trecere de pietoni ca să nu se desfășoare acea slujbă. Vreau să transmit cu această ocazie, stimați rădăuțeni, că este o campanie murdară, ceea ce spunea Părintele Stareț, se adeverește, dar nu știam la ce se referă atunci, nu știam că se referă că o să fie o campanie murdară. Așa este, stimați rădăuțeni, este o campanie murdară, denigratoare, jignitoare la adresa familiei. Și manipulatoare. Cu ce a greșit soția mea, cu ce au greșit cele trei fete ale mele, primește telefoane de amenințare tot timpul și de ce trebuie să implicăm familia în politică. Asta nu înțeleg și de ce trebuie să implicăm biserica în politică. Această biserică am făcut-o din suflet, ieri am predat cheia bisericii, iar de astăzi sunt liniștit și sunt altfel de om, că fiindcă am avut foarte multe ispite. Vreau să spun că nu s-a întâmplat nimic cu acea persoană. Eu m-am coborât din mașină, am vrut să intru într-un dialog și a blocat ușile și a închis geamurile și nu vrea să vorbească cu mine decât cu telefonul la care eu am plecat de la mașina lui, a rămas soția mea Lăcrimeara, la care i-a spus că trebuie să rămâneți aici că se filmează îndată. Am plecat de acolo, sincer vă spun, și îmi cer scuze că am plecat, trebuia să rămân acolo, dar soția mea a spus trebuie să plecăm și m-am gândit și eu că trebuie să plecăm. Ne-am gândit că mai au fel și fel de materiale și să vină să le filmeze cineva. El s-a adresat că vine domnul Cârdei cu camera. Ce mai avea de gând să facă sau ce urmărea să spusele facă. Ce mi-ai spus tu, că s-a spus că... vine să te filmezi. Eu am spus, du-te și întreabă de ce te-a pus pe drumuri. Eu la ora 5 aveam întâlnire cu oamenii, mi-am anulat acea întâlnire, fiindcă la 4:30 veneam de la Humor și m-a oprit între marginea și rădău soția. Era foarte răvășită, obosită, supărată și a spus, vii cu mine. Nu pot să refuz soția să nu merg cu ea, când este greu, sunt alături de familie și de copii și de oameni. Am mers cu ea și iată ce scenariu mi s-a întins. Iată ce cursă caută. Nu știu de ce trebuie să implicăm familie, de ce nu ieșim să spunem la oameni ceea ce vrem să facem. Trebuie să spunem clar. După cum și-au pus tirurile în fața bisericii. După care am plecat. A fost o chestie predestinată. Cred că asta era scopul, asta era intenția lor. Cu foarte multe insistențe am reușit să scoatem de acolo, adică să-l scoatem. Am solicitat, a sunat și Părintele Angel. La un moment dat l-am rugat pe Părintele Nectare de la Putna. Zic, haideți, Părinte, că poate să eliberăm locul. Am zis că rugăciune să fie loc pentru oameni acolo. Și un tir a reușit să-l scoată de acolo. În sfârșit, un tir a scos de acolo, dar a rămas unul din ele. S-au rugat preoți. Părintele Stareț Nectare a făcut rugăciune pentru a lumina oamenii. Acele persoane au avut sâmbătă seară nuntă. La ora 8:30, 7, el a pus tirurile. La 5, când a făcut nuntă, nu știu dacă, tinere, ai timp să te ocupi și de campanie și de campanie murdară. Mai mult de atâta, am o înregistrare care o să vă dau, domnul Cârdei, să o dați pe post,
cu acest tânăr când distribuia materiale, mi-a adus o persoană, au zis că s-a întâmplat incident cu materiale care le aruncat din mașină. Mai mult, că tot mă completez și cer scuze, că mai mult, că așa este, mai mult de atât, spun ei că eu am tras cu pistolul. Stimați rădăuțeni, nu dețin armă și permis de armă, o să fac adresă la poliție și o să-mi dea cât mai repede răspuns, nu dețin permis că nu am nevoie, nu îmi pușc animale, eu sunt un iubitor de animale, mai nici mult de atât, dar nu scot pistolul. Poftim? Nici măcar nu ești vânător. Nu sunt vânător și nu port pistol. Ar trebui să inventezi o poveste mai plauzibilă, ceva mai credibil. Nu am permis de armă, fiind deputat, știu ce înseamnă să porți o armă fără să ai permis de armă. Este caz, te arestează minutul 2 și nu cred că eu am așa o gândire. Fiind parlamentar, cunosc foarte bine legile și sunt pentru a respecta legile. Legea și nu e nimeni mai presus decât legea. Ce vreau? Au legat evenimentul ăsta și de la povestea de la Milișăuț, când de fapt primarul a scos iese pușcă de vânătoare la unul din consilieri. Dar leagă aiurea că zice că tot tu ai pistoale. Incidentul de la Milișăuț a fost mediatizat, numai că s-a dat repede pe post realitatea și atunci au scos acel primar pușca și s-a adresat la tineretul de la Partidul Democrat de pe vremea respectivă și nu i s-a întâmplat nimic, stimați rădăuțeni. Vreau să vă spun că tot consilierul care a spus trage a luat amendă, iar primarul ăla n-a pățit nimic, a schimbat arma. Nu dețin armă, vă spun sincer, nu am nevoie de armă și nu cred că trebuia să merg eu cu pistolul la un puști de un metru jumătate sau un metru 20. Stimați rădăuțeni, sunt un om hotărât, un om care vreau să fac pentru binele oamenilor. Sunt un om care Dumnezeu m-a ajutat pe mine și vreau să ajut oamenii. Vreau să-i ajut și sunt posibilități de a schimba fața acestui oraș, dar în acești 4 ani vin fondurile europene, după care se închide finanțarea, fiindcă se dă la o altă țară. Și cine se mișcă mai repede, aduc acei bani. Trebuie să alimentăm tot orașul cu apă, trebuie să facem blocuri sociale, trebuie să facem șosea de centură, trebuie să facem parcuri verzi, trebuie să facem flori multe în toate. Stimați pensionari, aveți încredere, o să aveți un oraș plin cu flori, plin cu flori. O să fie o gândire clară și o să mă consult cu oameni tot timpul, vom face o seră a orașului, vom avea căruțe cu flori între blocuri și așa mai departe. Vom face pentru toți. Revin la caz. Nu este cazul să denigrăm familia, să respectăm mai mult de atât copiii noștri, părinții noștri și mai mult de atât soția. Să nu mai inventeze. Important este să nu mai inventeze atâta povești. Sau dacă tot o face, să găsească ceva mai credibil, ceva mai plauzibil, ceva mai... care chiar să poți crede. Am întors mașina să plec spre Rădăuț. La un moment dat am văzut în spatele meu că vine o mașină puternic și cu lumini, cu tot m-am ferit pe partea dreaptă cât am putut, am ieșit până aproape de un gard. A trecut în viteză pe lângă mine, mi-a tras mașina în față, mi-a blocat drumul, s-a dat jos din mașină, s-a uitat la mine, eu am dat geamul jos să mă uit la el, s-a uitat lung la mine, la prietena mea, nu i-am spus nimic, s-a mai uitat odată, s-a întors înapoi la mașină luând o geantă, o geantă cu neagră, și amenințându-mă că mă omoare și mă cu pistolul. Cine? Și tot băga mâna în geantă. Cine? Cine era cu pistolul? Domnul Aurel Olărean, mașina era un Chrysler argintiu. Și gri șobolan, da. Și prietena mea atunci s-a speriat și s-a băgat cu totul sub în scaun, în mașină, crezând că s-a aruncat cu pietre. Scoțând și pistolul și ne-a amenințat, eu am închis geamul, a luat un bolovan de jos. Eu când am văzut în momentul ăla că a luat bolovanul, am dat în retur să mă duc înapoi. Așa am aruncat cu piatra și mi-a îndoit capot acolo în față. Urcându-se în Chrysler, în mașină, și lovindu-mi, venind în fața mea, eu cu retur, el venea și mă lovea tot, îmi lovea în mașina în față. Prietena mea a sunat între timp la doamna Login și a deschis poarta să pot să mă aferez de el, să intru în curte. După ce am intrat în curte, s-o dat jos,
a oprit el, s-a dat jos. A intrat în curte? Eu, jumătate de mașină era intrat în curte, că a fost drumul liber, calea de acces a fost liberă. S-a dat jos, a luat un bolovan de pe șosea și mi-a lovit prima dată geam aici, în partea stângă. Nu a reușit să-l spargă, numai l-a zgâriat tot aici. Și după, văzând că nu reușește și nu reușește, mi-a dat cu geamul, cu piatra aici. M-a tras, după ce am deschis geamul și am întrebat cu ce motiv dă de mine, de ce mă trage, de ce îmi dă cu asta și m-a prins, m-a băgat mâna între geam și asta și m-a tras să tragă de mine și mi-a rupt haina de pe mine. Am închis înapoi geamul, între timp venind nevastă sa și l-a luat de acolo, i-a spus să liniștească, ai grijă, vezi că nu-i el, ai greșit, nu-i persoana care o cauți. Și el nimic, s-a dus la mașină, a luat o sticlă de apă, a băut o gură de apă și înapoi cu la amințări că mă omoară și mă distruge și pe mine și pe prietena mea, care vă dați seama că nici nu știu ce să mai spun. După circa, eu știu, 20 de minute de stat acolo încercând și doamna care era cu cabana și nevasta să liniștească, s-a urcat în mașină. Eu încercând tot, el mergea cu spatele la vali și eu încercând tot să-l opresc, că între timp am sunat la poliție, la serviciu 112, să vină, că eram speriat, vă dați seama, m-am anunțat cu pistolul, vă spun că avea în geantă, avea pistolul, deci sigur, vă spun că avea în geantă pistolul, numai nu reușea să-l nu scotea. Și am mers tot după el să reușesc să-l opresc. Între timp urca altă mașină pe drumul respectiv, nu s-a oferit de ea, a lovit și mașina respectivă. A ieșit cu retur în DN17, în drumul de asfalt și a urcat în tromb, a plecat până la plecând spre Palma, Sucevița, în partea cealaltă. N-am putut să dau de el și între timp au venit oamenii de la poliție și cam asta este pe scurt și pot să vă spun. Oricum sunt foarte stresat, speriat, nu știu, nu mai am cuvinte. Nu este foarte frică să... Eu având pe data de 24 nunta la Sucevița, vă dați seama că ăsta nu este un început de familie, cu stresul, cu domnul Olărean lângă noi. Bună ziua! Încep comunicatul de astăzi din partea Primăriei Municipiului Rădăuți, prezentându-vă lucrările de modernizare, lucrările edilitare care s-au efectuat în perioada aprilie-mai. S-au așternut covoare asfaltice pe străzile Gheorghe Lazăr, Aron Pumnu, Trandafirilor, Mihai Eminescu, Pitarilor, Călăraș, Grănicerului, Daciei, Horodnicului, un tronson de pe strada Libertății și în zona Primăverii. S-au așternut covoare asfaltice și pe străzi nemodernizate. Este vorba de strada Ion Luca Caragiale, 13 septembrie, Ciprian Porumbescu, Izvoarelor, Grădinilor, Vasile Bumbac, în curtea interioară a judecătoriei, strada Unirea Principatelor, strada Coșarilor și strada Topliței. Urmează să se aștearnă covoare asfaltice pe străzile nemodernizate, în Frățirii, Alexandru Sahia, la Scărluța, Hambarului și Apei. S-au amenajat alei și trotuare cu asfalt în cartierele de locuit, este vorba de zona Hurmuzachii și zona General Iacob Zadic. S-au modernizat aleile din parcul de la statuie prin montare de dale prefabricate, s-au modernizat trotuare cu dale de asemenea și pe străzile Ștefan cel Mare și pe un tronson de pe strada Libertății. În perioada următoare este prevăzut refacerea trotuarelor de pe calea Cernăuți și de pe cealaltă parte de pe calea Bucovinei. S-au balastat și va continua balastarea pe străzile nemodernizate până la un număr de 32 de astfel de străzi. Continuă programul de modernizare a iluminatului public. După cum bine știți, acesta a început de la periferie către centrul municipiului. S-au refăcut instalațiile și se lucrează în continuare la instalațiile din parcurile centrale. Se continuă operațiunea de plombare pe străzile nemodernizate, în piața Unirii, pe strada 1 Mai, Dimitrie Dan și altele.
De asemenea, pentru perioada imediat următoare este prevăzută și refacerea marcajelor pietonale. Un alt subiect pe care îl voi aborda astăzi se referă la proiectul în valoare de 6,3 miliarde de lei pentru refacerea și extinderea adăpostului de noapte. Au început lucrările încă, proiectul a fost câștigat anul trecut, lucrările propriu-zise au început însă de circa o săptămână. Finanțarea este acordată de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, iar valoarea de 6,3 miliarde reprezintă fonduri nerambursabile. Din această sumă, adăpostul, după cum am spus, va fi extins, se vor construi încă două camere de locuit, o baie și un pavilion pentru un paznic, astfel încât să fie posibil ca numărul persoanelor care să fie cazate acolo să crească de la 11, cât are capacitatea în prezent, la 26. Prin același proiect se va face termoizolarea clădirii existente, se va face rețeaua de termoficare și racordul de gaze. Bugetul proiectului presupune și achiziționarea de mobilier și de cazarmament, toate noi nouțe și tot ce ține de amenajările interioare. Deoarece prin acest buget se prevede ca persoanele care vor fi adăpostite acolo să primească câte o masă caldă pe zi. Prin acest proiect, cantina socială va fi dotată cu două mașini noi de gătit, cu mașină de spălat, aparatură electrocasnică, cu ustensile de bucătărie, veselă și tacâmuri, cu trusă medicală și echipament de prevenire și stingere a incendiilor. Lucrările propriu-zise de construcție sunt prevăzute, conform contractului semnat cu constructorul, să se desfășoare pe durata a două luni. Proiectul se va derula pe durata a doi ani. În acest timp, pe proiect va fi angajat pentru adăpostul de noapte un asistent social și un psiholog, aceste persoane specializate urmând să asigure consiliere pentru persoanele care vor beneficia de serviciile adăpostului de noapte din Rădăuți. Fiindcă suntem la capitolul proiecte, după cum v-am spus, Primăria Municipiului Rădăuți a depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est un proiect intitulat Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi în valoare aproximativă de 25 de milioane de euro. Acest proiect a trecut două etape de evaluare, iar zilele acestea ni s-a solicitat o documentație suplimentară pentru a treia fază de evaluare, evaluarea tehnică și financiară. La finalul comunicatului de astăzi vă mai aduc la cunoștință că joi 22 mai la primărie au fost sărbătorite 13 cupluri de aur din Rădăuți. Este vorba de aceia dintre părinții, bunicii noștri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Această inițiativă a sărbătoririi cuplurilor de aur am început-o acum 2 ani, la prima ediție, fiind 53 de astfel de cupluri. Anul trecut au fost depistate 29 de cupluri, iar anul acesta am găsit numai 13 cupluri care au ajuns la această frumoasă sărbătoare. Alături de ei au fost membri ai familiei, Primăria Rădăuți le-a oferit o diplomă aniversară, o floare, urări de sănătate și de viață frumoasă în continuare și un mic ajutor financiar în valoare de 200 de lei. Sancționat postul de televiziune Electron Envit cu somație publică, întrucât în perioada 12-14 mai 2008 a prezentat opinii și mesaje cu conținut electoral în alte emisiuni decât cele reglementate de articolul 64 din legea privind alegerea autorităților administrației publice locale. De asemenea, în emisiunea Altar, difuzată în perioada 12-14 mai 2008, au fost aduse acuzații nedovedite la adresa unui candidat la primăria municipiului Rădăuți, iar realizatorul nu a respectat principiul audiatur
et altera pars, instituit de articolul 42 din codul audiovizualului, fiind prejudiciate astfel dreptul la imagine și demnitatea persoanei la adresa căreia au fost formulate acuzațiile. Postul electron invit a încălcat și dispozițiile articolul 1 din decizia numărul 412 din 2007, coroborate cu cele ale articolului 74 din legea privind alegerea autorităților administrației publice locale, întrucât nu a asigurat înregistrarea emisiunii Altar în timp real, integral și simultan cu transmisia ei, iar în perioada 12-14 mai 2008 nu a afișat sigla serviciului de programă de televiziune pe întreaga durată a difuzării acesteia. În acest birou am condus timp de 12 ani administrația publică de Rădăuț. Aceasta înseamnă experiență. Nu din birou, ci printre oameni preocupat mereu de problemele lor. Cu argumentul faptelor vă propun continuitate. Dragi rădăuțeni, iată că a venit și vremea schimbului de generații. Împreună cu dumneavoastră putem schimba în bine acest municipiu. De aceea, pe 1 iunie, dați crezare tinerii generații, generații care vrea să facă, nu să stea și nici să promită în deșart. La 1 iunie, votați PNG-ul. Vreau un oraș sigur și curat pentru toți rădăuțenii. Vreau să nu plătim de la an la an taxe și impozite tot mai mari. Vreau ca banii publici să nu fie risipiți, cheltuielile să le facem la vedere, în interesul general. Orașul are nevoie astăzi de un primar puternic, bine pregătit profesional, moral, sensibil la problemele cetățenilor. De 25 de ani lucrez cu oameni și pentru oameni. Am demonstrat că sunt un bun administrator. La 1 iunie investiți într-un localnic devotat rădăuțenilor. Fii responsabil pentru orașul tău. Orașul este al nostru. Vrei să-ți ajuți orașul? Fă-o! Orice rădăuțean este un consilier. Ai o idee? Vino în primărie! Cred în principiul excelenței în orice domeniu. Cred în oameni și puterea acestora de a schimba lucrurile în bine. Cred în viitorul acestui oraș. Avem nevoie de un oraș cu o imagine europeană, de un spital la standarde comunitare, de școli de calitate, de o protecție socială reală și de noi investiții private susținute de administrația locală. Votați un medic pentru sănătatea orașului, votați Partidul România Mare! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la rubrica Studio Electoral. Din partea Partidului Social Democrat se află în studioul nostru președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gabriel Mărza. Bine ați venit în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Bine v-am găsit. Dați-mi voi să salut cu tot respectul rădăuțenii. Bună seara și toți anviați și vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat în studio. Și primarul în exercițiu, candidatul la viitorul mandat de primar, domnul Mihai Frunza. Bine v-am găsit, sănătoși. A început războiul electoral, războiul afișelor, războiul de campanie, a declarațiilor în emisiuni televizate și în ziare. Cum stați în acest război? Da, din păcate, lucrurile sunt așa cum le-ați prezentat și adevărat, este război, sigur, un război fără gloață, însă cu niște metode care ne-am spăimântat și eu sunt unul din oamenii care nu sunt nici sperios și am și eu care experiență, pentru că din 92 particip efectiv la campania electorală. Ei, de data asta, în această competiție electorală, s-a apelat la tot felul de mijloace din ce în ce mai de jos și, sigur, s-a ajuns până la fapte de neînchipuit. Vreau să vă spun că de la războiul afișelor, care am spământat în data de 2 mai, prima zi oficială,
de portocalizare a întregului județ, de un afișaj opulent și, sigur, întrebarea firească apare la fiecare cetățean de bună credință, de unde atâția bani, de unde atâtea fonduri la PDL, de unde atâtea fonduri la Gheorghe Flutur. Un calcul sumar îmi făcea un contracandidat de la un partid, o doamnă, nu vreau să dau numele, și că ar fi cheltuit 50 de miliarde. Ori la salariul lui Gheorghe Flutur de 55 de milioane lei vechi pe lună, cred că i-ar trebui vreo 70 de ani să mai fie senator. Deci senator pe viață și să trăiască încă 70 de ani ca să acoperă cât a cheltuit în această campanie. Deci de la acest război al afișurilor, al bannerilor, al panotajului și al meșurilor din ce în ce mai mari și mai multe, s-a ajuns, din păcate, într-o situație de neînchipuit. Această situație de neînchipuit este exprimată sau redată și de incidentul ce a avut loc aici la Rădăuț cu contracandidatul domnului Frunză, Aurel Olărean, cu fiul altui contracandidat, Galan Costel, cu pistoale, cu amenințări, ceea ce eu știu poate prin anii 38 se întâmpla și iată că se reiterează. Însă ieri au culminat cu un eveniment din cele mai tragice în comuna Păltinoasă, unde în crișma viceprimarului PDL și care de vreo două luni a fost la dispoziție pentru electorat, pentru campanie electorală, și unde o serie de oameni sub influența alcoolului sunt puși în postura sau au misiunea de a-i pedeliza pe toți, de a-i face membrii PDL. Sigur, a ajuns până acolo încât în seara zilei de ieri, 22, la, în jurul orei 10, a fost înjunghiat cu un cuțit, mi s-a tăiat jugulara și un om de-al nostru, de-al PSD-ului, și-a pierdut viața. Ori aceste lucruri sunt de o gravitate și o... Nu știu... Victime umane ale campaniei. Dar cine dorește ca în campanii să fie victime umane? Se reiterează anii 38. Deci acestea sunt consecințele discursului fascist al lui Gheorghe Flutur și îndemnul la violență. Nu se poate să fim de acord, noi bucovinenii, cu un asemenea mod de, agresiv de a desfășura campanie electorală. Dacă nu, altfel, dar moral va fi încărcată conștiința domnului Flutur cu această faptă abominabilă și pentru că va rămâne în mult timp marcat anul 2008, un anul de grație 2008, membri a Uniunii Europene, în România să moară oameni pentru a fi convertiți la un partid politic. Deci, încă o dată spun, este consecința agresiunii verbale și a discursurilor de extremă ale lui Flutur Gheorghe. Domnule primar, vă văd liniștit. Duceți o campanie calmă, neagresivă. Probabil domnul Gabriel Mărza are un staff pregătit sau care a știut să demonstreze prin fapte încât nu se mai agită acum sau de ce? În primul rând sunt liniștit pentru că așa este firea mea. Dar eu altceva vreau spun. Dacă domnul președinte a prezentat asemenea fapte aici, chiar mă și înspăimântă asemenea fapte. Vreau spun că mă bucur că de prezența domnului președinte la Rădăuți alături de mine și eu alături de domnia sa, pentru că Rădăuțul este un oraș care cu ajutorul domnului președinte Mărza a reușit în ultimii 4 ani, în ultimii 8 ani și dacă vreți și mai mult, pentru că asta înseamnă experiență și continuitate în activitatea unui primar și a unui președinte, chiar să facem fapte frumoase în Rădăuți și de aceea sunt liniștit. Fapte frumoase în sensul de lucrări gospodărești, lucrări edilitare, lucrări de amenajare, lucrări de pentru oameni și pentru oameni. De aceea eu toată ziua, pofida unora care, mă rog, se poartă în această campanie cu plase, portocalii, cu pixuri, cu
alte lucruri care nu vreau să intru în amănuntă și găleț și bani, nici nu sunt permise, nici nu-i frumos. Eu, unul, aș refuza așa ceva, nu vorbesc de mine, dar dacă aș fi un om de rând, pentru că nu este cazul. La Rădăuț se muncește, primarul care vă vorbește acum, tot timpul este pe teren, pe parcuri, prin străzi, prin cartiere, și am promis la oameni ceva până la alegeri și sper să mă încadrez în graficul promis. Așa este frumos, de-aia sunt și liniștit. Există vreun contracandidat din cei 9 care și-au declarat dorința de a ocupa fotoliul de primar, care să vă sperie măcar? Niciodată. Sau să vă dea o îngrijorare? Sunt prea bătrân ca să mă mai sperie acum, dar dacă n-au făcut nimic, cum, de ce să mă sperie? Să vină, să spună, asta am făcut eu. Și nu mă refer la candidații care sunt și n-au avut posibilitate să se remarce în ce și faptele. Mă refer la unul singur care putea să facă ceva și n-a făcut nimic. Este ce vorba? Spune celor care, cârcotaș fiind, ar încerca să îl răstoarne pe Mihai Frunză uzând de prea multă experiență? Adică cam ți-ar ajunge, ai prea mulți ani, ești prea în vârstă? Eu nu cred că vechimea, experiența și faptele bune pot fi un criteriu de a fi îndepărtat. Din contră, eu sunt foarte bucuros că oamenii înțelepți din Rădăuț realizează unde-i valoarea și realizează faptul că, și o spun fără teama de a greși, municipiul Rădăuț este cel mai bine gospodărit oraș din județul Suceava. Este cel mai occidental oraș. Sigur că meritul principal îl are primarul, care știe să coordoneze, dar și gospodarii și oamenii din Rădăuț, care au simțul disciplinei, a curățenii, a frumosului până în final. Eu sunt mândru de prestația domnului primar și am fost alături de domnia sa la lucruri care rămân pentru rădăuțeni. Și vă dau două exemple. Gazul metan, când a ajuns în Rădăuț și la recepție, mi-aduc aminte domnul Frunză că am spus, va fi un moment asemănător celui când pentru prima dată a fluierat în gara Rădăuț locomotiva cu abur. Da, da, corect. Da. Corect, da. Apoi, utilități și mediu, un proiect care este un succes pentru rădăuțeni și să vă dea Dumnezeu să aveți parte de el. Am înlăturat pierderea pe rețeaua de transport a energiei termice, acelei ape fierbinți, care se duceau 35-40% în pământ. Înlăturând pierderea, omul nu mai plătește cu 30-40% în plus cât plătea. Și apoi apă curentă, căldură la discreție și cu aceste cu centrale de cogenerare se produce și curentul electric necesar, dacă vreți, tot consumului municipiului, iluminatul public și toate celelalte societăți de sub autoritatea Consiliului Județean și al Consiliului Local. Am dat doar două exemple de om care gândește și are previziune pentru semine săi pe care îi conduce. Dar dumneavoastră aveți previziuni pentru perioada de după 1 iunie? În calitatea mea de președinte al Consiliului Județean am următoare previziuni, domnul Cândei. Deci, ținând cont de faptul că suntem membri în Uniunea Europeană, că avem 31 de miliarde de euro la dispoziție, că acești bani sunt dați României pentru modernizare, îmi propun ca în viitorul mandat să nu rămână localitate din județ fără apă curentă. Reabilitarea întregii infrastructuri din sănătate, din învățământ, din cultură, fiecare localitate să aibă o sală de sport și fiecare localitate să aibă încheiată electrificarea până la ultima casă, pentru că din păcate mai avem și asemenea lucruri. De asemenea, am 34 de proiecte pe drumul județean, din care 7 le-am depus pentru finanțare la Agenția Regională de Dezvoltare Piatra Neamț. Și la sfârșitul mandatului, întreaga rețea de 1336 de km drumul județene va fi pusă la punct, dar și cel puțin 3.000-3.500 de km drumuri comunale din interiorul localităților să fie asfaltate. Ar fi păcat să nu profităm de această oportunitate pentru România și pentru noi. Acest tren încărcat cu fonduri europene trece prin România
în 2013. Cine nu profită și nu se prinde de el să tragă cât mai mult euro din el pentru infrastructura localităților, va pierde pentru totdeauna această oportunitate. Domnul Mihai Frunză. Eu am venit aici, apropo, ca o continuare ceea ce spunea domnul președinte, cu un dosar întreg de proiecte care sunt realizate, trecute din diferite stadii de realizare a lor, în curs și proiecte în propuse pentru viitor, care așteaptă la regiunea dezvoltare nord-est implementarea lor. Așa că cred că Rădăuțul are o șansă bună cu ajutorul Consiliului Județean. Adică aia sunt bani care trebuie să vină pentru municipiul Rădăuț. Trebuie. Am trecut de diferite etape în care nu se mai poate întâmpla de nimic decât să vină bani de la Uniunea Europeană. Fără ajutorul altor persoane. Dar nu pot să ajute în afară de executiv, județ și Consiliul Local Rădăuț. Nimeni nu poate să ajute decât astea sunt istorii, propuneri în campanie electorală. Noi suntem oameni concreți. Domnule, cine are competență? Are competență primarul și președintele Consiliului Județean. Experiență există. La domnul primar există și la mine. Voință există. De ce ar mai depinde? Depinde de votul oamenilor și vă îndemn oameni buni, stimați alegători din Rădăuț și din localitățile din jur. Votați pe cei mai buni, votați pe cei în care aveți încredere, care au experiențe, care știu ce au de făcut. Nu vă luați după promisiunile unora și altora care atât de frumos le promit încât unii au impresia că o să curgă miere și lapte pe șanțuri. Nu vă luați după gălețele portocalii, nu vă luați după ademeniile cu care vin. Votați valoarea și sunt sigur că veți găsi în PSD valori și sigur vă îndemn să-l votați pe domnul Frunză cu toată încrederea și vă mulțumesc pentru acest lucru și dacă sigur mă veți vota și pe mine, vă mulțumesc din toată inima. Noi. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Să aveți sănătate multă și vă mulțumesc. Sănătate. Am revenit, stimați telespectatori, în studio electoral. Am în mână un pliant care circulă prin municipiul Rădăuț, pe care scrie votați Marco Romeo, primar, un primar al tuturor rădăuțenilor. Domnule Marco Romeo, bine ați venit în studioul nostru. Bună și bine v-am regăsit. Am citit câteva din obiectivele pe care vi le propuneți în calitatea de primar și mi-a rămas așa textul ăsta în amintire. Am făcut o legătură între o comunie civilă la care am asistat și primarul citește mereu statul român, o protejește prin măsuri economice și de drept întemeierea tinerei generații. Și punea mereu întrebarea, ba chiar am dezbătut și aici în acest studio această problemă, cu ce? Pentru că dacă pe vremuri statul îți dădea o garsonieră sau un loc de muncă, astăzi se pune întrebarea cu ce? Și la dumneavoastră scrie pentru tineri căsătoriți. Ce? Sigur că da. Pentru tineri căsătoriți, la ora actuală, vedeți că este o modă care promisiunea, adică promitem că vă vom ajuta. O cerere, așteptați copii. Nu, noi, Partidul Noua Generație și eu personal, țin să vă anunț că unul din proiectele mele, și vorbesc foarte serios ceea ce spun acum, este că îmi doresc și chiar am șanse foarte mari să fac în primul mandat minimul 2000 de apartamente. Multă lume o să spună că e ceva populist. Nu. Am un proiect foarte bine gândit și foarte bine calculat, să zic așa. Spre exemplu, ca să vă dau un exemplu, la Brașov a ținut acest lucru. Primăria a venit în participațiune cu clienții și cu teren. Au adus o firmă de constructori, au făcut pe din două, tinerii sunt în locuință la ora actuală și plătesc chiria gen, ceva gen Habitat. Deci noi avem... Am foarte dar bine chestia asta. Dar închirie, ați spus, da? Nu, închirie, deci plătesc gen chirie, dar de fapt un fel de rată. La vreo 25-30 de ani, un tânărul intră în proprietatea da. Apartamentului. Este o chestie foarte bună și este o chestie gândită foarte bine și mă bucur că am reușit să fac treaba asta. Am și o firmă foarte puternică în spate. La urmă, vom face colaborare și cu firmele de construcții din Rădăuț. Chestia este de viteză și de amploare, să știți. Adică există posibilitatea foarte mare de a crea apartamente pentru tine pe bani puțin. Sigur că da. Deci eu mi-asum ceea ce spun acum. Garantat în primul mandat, în 4 ani zile, 2000 de apartamente le pun pe... Nu știu dacă există 2000 de cereri. La eu cred că există mai multe. Construirea celui mai mare parc de distracții din Moldova.
Sigur că da. Poate din Republica Moldova. Nu. Da, din zona Moldovei, vreau să zic, mai bine zis zona Bucovinei, dar s-a scris greșit. Nu e nicio problemă treaba asta, problema este intenția noastră de a face ceva pentru tineret în Rădăuți. Ce dorim noi să facem? Dorim să, pe lângă locuri de muncă care vor decurge în acest proiect, este și gândirea noastră a tinerilor despre ceilalți tineri, mai ales despre timpul lor. Nu au unde să-și petreacă timpul liber, nu au unde să-și cheltuiască banii. Rădăuțul este un pol de centru, banii, toți banii sunt în jurul Rădăuțului. Dacă îmi facem în centrul Rădăuțului, undeva într-o latică, în centru, în centru, vreau să spun acest pol, în zona Rădăuțului să facem un parc mare de distracție, vă spun că banii vor veni în Rădăuț cu lopata, gârlă, din ce cauze? Nici oameni de la sate, din sate din prejur, nu au unde să-și distreze copiii sau nu au unde să-și cheltuiască timpul liber și cheltuiască și banii. Așa cum este și mult contestat sau disputat parcul zoologic de la Rădăuț și tot are vizitatori. Sigur că da. Sigur. Botoșani, din sigur, Dorogoi. Sigur, sigur. Doar dacă îl mărim un pic și îl mutăm pe actualul amplasament, acolo să facem un parc, parc de verdeață mă refer, un parc de agrement, îl mutăm într-un alt parc, îl mărim, vă spun că vom avea vizitatori mult mai mulți și începem să facem acel turism pe care eu îmi doresc pentru Rădăuț. Revenirea Hergheliei Rădăuți la municipalitate. Păi, da, ea este tot în municipalitate. Ea este în municipalitate, dar nu este, cum să spun, nu este condusă de către cineva cu interes în Rădăuți. În cercurile oculte, mă scuzați, în cercurile de afaceri în Rădăuți se duce o mare bătălie pentru acel teren. Cineva vrea să-l ia, dar nu cred că o să-l poată lua, că asta este, să facă blocuri, să facă construcții de locuințe. Ideea mea este că aducând înapoi la municipalitate Hergheleia cu tot ipodromul, cu tot ce este acolo, să băgăm într-un fel de pariu sportiv, vor veni mulți vizitatori atât din România cât din străinătate, că cunosc foarte bine acest sistem. Da, poate. Ceea ce înseamnă o afacere foarte mare, pentru că cred că cea mai importantă afacere a Rădăuțului va fi Hergheleia în cazul în care putem intra într-un circuit de pariuri sportive. Nu vreau să vă spun ce înseamnă acel turism sportiv de care spuneam eu în emisiunile trecute, ce va însemna consumul și producția în Rădăuț. Da. Înființarea de festivaluri, respectiv muzică ușoară, rock, pop, noi festivaluri. Păi avem Datinș obiceiul de iarnă, avem Arcanul, avem sau cel puțin era un festival de rock care n-a mers prea multe ediții, de obicei era la Ziua Tineretului. Sigur, sigur. Și păcat că nu s-au menținut acest lucru. Observați și noastră în momentul când Arcanul sau când era cea cupă de fotbal. Păi astea mai sunt. Știu, știu. Mă refer la anul trecut cum a fost. Ați observat populația cum este? Populația simte nevoie de mișcare în Rădăuț. Poporul nu are unde să se ducă, nu are ce să facă în Rădăuț. Cum vine un mic spectacol, fie el, indiferent de ce, muzică ușoară, muzică populară, lumea este disperată, vrea să vadă ceva nou. La noi e cam slăbus cu treaba asta. Noi dacă reușim să facem un festival... Ultimul spectacol la care am fost în Rădăuț a fost un concert de muzică simfonică. Frumos. La Casa de Cultură. Și n-am putut să cred că sala va deveni neîncăpătoare. Vedeți? Deci setea de cultură a Rădăuțeanului este mare și poate fi exploatată și politic. Sigur că da, sigur că da. Eu n-aș băga, să zic prea tare, muzica simfonică în politic, dar, sincer vă spun, m-am bucurat când am văzut că s-a făcut și în Rădăuț așa ceva. Vor fi, dacă vom reuși să câștigăm câteva fotorii de consilier și mandatul de primar, vă spun cu mâna pe inimă și promit că voi face cel puțin 2-3 festivaluri să le avem permanente în Rădăuț. Înființarea unui cinematograf. Credeți dumneavoastră că cineva ar mai dori astăzi să meargă la cinema? Sigur că da. Vreau să vă spun că poate cineva să spună că sunt un sentimentalist, dar mi-aduc aminte vremurile când mergeam la Flacra sau la Unirea, cine mai știe acele cinematografii, sau chiar la Sala Mică, mergeam cu prietenii, mergeam cu o prietenă. Abia așteptam să se stingă, să vedem și noi un film în ecran mare. Altfel se vede un film cu un ecran mare, altfel se vede un film la televizor. Dar nu asta este ideea. Pirateria dejoacă realitatea virtuală a cinematografelor moderne sau sunetul Dolby Prologic Surround. Sigur. Dar știți care e ideea? Cine se pricepe să urmărească un film, își dă seama că pe ecran lat, pe ecran mare, se vede mult mai bine decât pe ecran mic. Dar ideea nu este că numai decât să faci un cinematograf să vedem filme pe ecran mare. Ideea este că
În Rădăuți, noi avem și noi dreptul la acel gen de cultură care ați amintit mai devreme, să facem și noi o lansare de un film românesc, de un film străin, cu un regizor străin, cu un regizor românesc, cu câțiva actori să se prezinte cum se face un film. Deci lumea trebuie să fie instruită înainte de a vedea un film. Lumea trebuie să fie învățată, lumea trebuie să fie sfătuită. Sau cum să trebuie să facă de acele mici cancanuri, episoade care s-au consumat în timpul filmărilor, unele dramatice, altele știți comice. Știți ce frumos așa astea? Am fost la o lansare de film în București, acum vreo 6 ani, așa a fost atunci să fie. Vreau să vă spun că mi-a plăcut enorm de mult. Nu filmul ca atare, că filmul știa, dar mi-a plăcut acea oră și jumătate de prezentare. Extraordinară. Am plecat de acolo cu niște idei enorme, enorme. Și am văzut niște oameni pe viu care și-au povestit, pe lângă întâmplările din viață și întâmplări din film, întâmplări care i-a făcut să fie prieteni sau dușmani între actorii. Extraordinar. Dacă ați ajunge vreodată, dacă s-ar ajunge să avem și în Rădăuți așa ceva, vă spun eu că tineretul ar avea ce învăța. Și nu numai decât de tineretul. Mergem mai departe. Înființarea unei școli de meserii. Păi noi avem în Rădăuți, domnul Marcu. Care este acea școală de meserii? Colegiul Tehnic Rădăuți, din câte cunosc eu, promovează multe meserii. Sigur că da, dar n-am văzut niciuna care să fie chiar așa de bine. La ce fel de meserii v-ați referit? Mici meșteșugari. Adică? Mă refer la potcovar. Mai ajută, ajută. Să uitați, vin acum o strie ce să învețe pe noi la Brașov să facem, să punem potcoave la cai. Hai să fim serioși. După noi ce nu mai avem voie să scoatem un cal pe stradă? Și atunci e pentru ce mai vin? Nu știu. Păi vedeți, covrigari, patiseri, brutari, ospătari, barmani. Noi nu mai avem copii calificați în servicii, în prestări de servicii. În agenți de turism. Noi nu avem. Vrem să facem cofetar, turism. Cofetari, barmani... Se face la liceul agricol, fost liceul agricol. Corect. Dar mie mi-a venit de acolo copii, într-adevăr, mai sfioși, au, dar acolo e mai mult bază teoretică, bază practică. Știți ce ar trebui să fie o școală de meserie în viziunea dumneavoastră? Haideți să vă dau un exemplu. Eu am făcut, pe lângă alte calificări, am făcut și meseria de bucătar-ospătar. Sunt manager în turism, v-am mai spus. Am făcut la Galați practică 6 luni de zile. Deci nu mi s-a dat voie să fac, să intru direct în producție, până am făcut practică. Știți ce înseamnă practică în meserie, în bucătărie, ceva extraordinar de frumos. Deci celule, frigider, aragaz, congelator, vitrină, cuptor, frigiderul plin cu mâncare. 6 luni de zile am făcut mâncare, am tăiat, am pregătit, am făcut. Deci era o sală plină care au cel puțin 30-35 de celule. 10-20 de profesori ne-au urmărit, ne-au învățat întâi și ne-am făcut practică. Teorie, oricine poate să predea. Și eu pot să predau teorie gârlă. Și dumneavoastră și oricine. Dar practica, practica este foarte grea. Nu avem meseria așa toți. Toate aceste puncte pe care le-am dezbătut împreună se numesc în acest pliant proiecte pentru viitor. Pentru un viitor în care dumneavoastră veți fi ales primar. Până acolo este 1 iunie, nu ca ziua copiilor, ci ca o zi în care cetățenii rădăuțeni sunt chemați la urne să decidă cine le va fi primar. Vă las să vă despărțiți pentru că este și totodată ultima emisiune de campanie electorală de telespectatorii noștri. Sigur că da. Dragi rădăuțeni, după cum am spus și în videoclipul publicitar, este vremea de schimbului de generații. Este vremea în care dumneavoastră veți hotărâ ce aveți de făcut. Cum veți vota, așa veți avea. Îndemnul meu este să ieșim toată lumea la vot, fiindcă numai prin dumneavoastră și prin noi se poate face schimbarea în binea Rădăuțului. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la rubrica Studio Electoral. Se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuți domnul senator Tiberiu Brodan. Bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuți. Bine v-am găsit. Îmi face deosebită plăcere să vă reîntâlnesc în studioul dumneavoastră. Un om de talia dumneavoastră, de obicei ocupat cu programul încărcat de la București, vine mai rar în provincie și este mai des în studiourile teritoriale sau cele din capitala reședință de județ. Cum procedați acum în campanie? Încercăm să ne distribuim efortul în întreg județul, pentru că este foarte important pentru noi, Partidul Național Liberal, să fim prezenți peste tot, să ne facem cunoscut mesajul, să facem cunoscute realizările Guvernului și, desigur, că valoarea candidaților noștri care intră în această competiție. Din acest punct de vedere, trebuie să spun că au avut loc niște mutații pe scena politică care ne-au dezavantajat într-o anumită perioadă. Deci, candidați de-ai noștri, presupuși candidați,
Au plecat cu foarte scurt timp înainte de campanie, au plecat la alte formațiuni politice. A fost opțiunea dumnealor, nu avem nimic împotrivă, nu din cauza noastră au plecat. S-a creat un dezechilibru prea mare în PNL? Nu s-a creat în PNL, în niciun caz nu s-a creat un dezechilibru, numai că a trebuit să reorganizăm un picuț partidul și a trebuit să mai alergăm în anumite localități unde o parte din candidații noștri de primari au trecut la alte formațiuni politice. Oricum avem candidați de primari în toate cele 114 localități, lista de consilier local, lista de consilier județeni completă, nu se pune problema să cum nu există. Comentați lista candidaților la Consiliul Județean, la Consiliul Local și la fotoliul de primar cu care iese PNL-ul în față aici, la Rădăuți? La Rădăuți o listă de consilier local, în primul rând despre ea vorbim că este vorba de votul politic pentru partid, foarte bună. Eu zic că este cea mai bună dintre toate listele tuturor formațiunilor politice, lista de consilier local la Rădăuțului, fără să fiu părtenitor, nici vorbă. Lista de consilieri județeni a Partidului Național Liberal, de asemenea, este de departe o listă mult mai bună decât a celorlalte formațiuni politici. Oameni cu experiență în administrație, oameni cu experiență în afacere, profesori universitari, ingineri, ingineri de talie mare, care oricum vor face față și oricând pot să facă față răspundurilor pe care le-au. Sunt pentru... liberalii o alternativă pentru celelalte partide? Din două motive. Pentru profesionalismul de care dau dovadă și pentru faptul că la Partidul Național Liberal la ora actuală sunt caractere. Oameni care, într-adevăr, lucrează împreună cu oameni. Din punct de vedere al candidatului nostru pentru postul de primar al municipiului Rădăuți, Constantin Galan este un om cu o deosebită experiență. Realizările lui, care sunt pentru firma proprie și pentru familia proprie, își așează pe o poziție foarte, foarte bună în această competiție. Nici nu mă gândesc să nu intre în turul 2, pentru că și merită și formațiunea noastră liberală și dumnealui ca persoană. Dar sunt convins că la Rădăuți va exista un tur 2, adică nu va fi un câștigător din primul tur. Văd că vorbiți frumos despre candidații pe care îi aveți la Rădăuți, dar cu toată modestia trebuie să săriți și peste asta, să vorbiți despre dumneavoastră. Despre mine. Păi, în primul rând trebuie să vă spun că 2 ani de zile de când am început activitatea în Senat am fost membru al Comisiei de Administrație, pentru care m-am și pregătit de altfel și am lucrat foarte mult la legea 215, legea reorganizării teritoriului, la cele legi noi care au apărut pentru prima dată în România, legea operatorilor de servicii, care erau atât de necesare administrației locale și administrației județene. Sunt încă multe lacune în legile respective care trebuie puse la punct. Oricum a fost un prim pas. În ianuarie 2007 mi s-a însărcinat de către primul ministru al României responsabilitatea de a conduce președinția, de a conduce Comisia de Muncă, Familie și Protecție Socială din Senat. De ce? Pentru că trebuia să facem cea mai importantă acțiune pe care o aveau de făcut liberale în 2007, adică mărirea pensiilor. În anul 2005, guvernul Tăriceanu, condus de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu, a luat cea mai hotărâtă măsură și cea mai de viitor măsură din punct de vedere financiar, cota unică de impozitare. 16%, mai mulți bani în buzunar, mai multe servicii, mai multe posturi, mai puțină activitate la negru. Bugetul României, care în anul 2004 era de 54 de miliarde de euro, la ora actuală în mai este de 140 de miliarde de euro. Deci ăsta e bugetul României, la care fiecare contribuim și punem în această traiță numită bugetul României, din care se dau bani spre școli. S-a văzut geamuri, termopane, instalații, săli de clase noi aranjate pentru drumuri, pentru alimentări cu apă, pentru canalizare, se dau bani pentru spitale, bani pentru salarii. Și în același timp, există un buget mai mic numit bugetul asigurărilor sociale la care fiecare din noi plătim pentru pensia noastră. Ei, în momentul când acest buget se adună mai mult bani datorită faptului că au crescut salariul de la 3.100.000 salariul minim pe economie la 5.400.000, au crescut mai mulți, s-au creat peste 250.000 de locuri de muncă noi. Numai șomajul în județ Suceava a scăzut la 9,8% la 3,6%. În 3 ani și jumătate, vă dați seama ce însemna pentru noi treaba asta. Deci banii adunați la buget. Atunci s-a spus, dacă oamenii au muncit o viață întreagă pentru acești bani și ne-au acordat nouă încredere în anul 2004, când am candidat în Alianță împreună cu Partidul Democrat, sub sigla Alianței, este și normal ca noi, liberale, să venim să aplicăm acea măsură socială, cea mai importantă, să dăm banii oamenilor pentru pensii mai mari. În anul 2004, numai ca să finalizez, să fie înțeles de către telespectatori, în 2004 valoarea punctului de pensie în decembrie era de 2.810.000 lei vechi. La ora actuală este de 5.810.000 lei vechi. Iar ceea ce avem în plan,
ca în luna octombrie să mai mărim cu 30% valoarea punctului de pensie. Adică cine are un punct de pensie să aibă o pensie din jur de 7.600.000. Dacă în anul 2004 erau cam atât de multe pensii mici până în 2 milioane, le-au scăzut, au început să crească pensiile între 5 milioane și 7 și la toamnă vom vorbi de pensii de 8, 9, 12, 14 milioane. Asta pentru că vin alegerile sau pentru că așa este firesc? Așa e firesc să fie. Negocierile care au avut loc cu Banca Mondială și unde am fost reprezentantul României pentru negocierile cu Banca Mondială, pentru că nu se știe, dar vă spun că întotdeauna când o măsură economică are impact, în sensul că se lansează mai mulți bani pe piață, trebuie să ai un acord al Băncii Mondiale și al Uniunii Europene pentru această măsură care au ei. Reprezentantul Băncii Mondiale, vicepreședintele Băncii, Arup Banerjee, un cetățean american de origine indiană, îmi spunea ce înseamnă pensiile, de fapt? Foarte multe formule, calcule, estimări, grafice, prognoze, toate astea sunt pensiile, sunt un mecanism extrem de complicat. Zicea, România o să aibă potențialul de a mări pensiile între anul 2012 și 2013. La plecare am strâns mâna și am spus, Arup, murim și mărim pensiile în această toamnă. Și le-am mărit, în 2007 le-am mărit. Venise președintele Băsescu, veneau social-democrații, răcnind vorba aia, drobul de sare o să cadă pe somnul să ne omoară copilul, numit pensiile noi în România. Când o să avem de unde să le dăm bani la pensie? Deci Varojan Vasganian și Paul Văcuraru și guvernul tărecean au fost un guvern responsabil în momentul când a spus că dă pensiile, a dat și va da în continuare. Deci care e diferența între noi, liberale, guvernul liberal și cel social-democrat? În 2000, social-democrații au spus mărim pensiile cu 40 de puncte și au mărit cu 14,2. De ce? Pentru că n-au vrut să le mărească, n-au știut și n-au putut. Pentru că n-au aplicat această măsură curajoasă care înseamnă cota unică de impozitare. Deci eu de asta vin și spun cu fruntea sus acum în fața oamenilor. Liberale au guvernat frumos, au guvernat pentru oameni. La nivel de județ, o guvernare liberală va însemna aceeași deschidere, o minte care să știe să acceseze cât mai multe fonduri europene, o guvernare locală liberală la Rădăuț înseamnă o dezvoltare a orașului Rădăuț, care are și multe lucruri bune. Personal, ce am făcut în această perioadă, știți, prima dată implicarea mea în proiectul Utilități și Mediu ca să transfer suma de 15 milioane. Întrebarea care vreau să vă pun din puniți-o. Deja ați spus ce am făcut eu personal. Și vreau să vă întreb, la lansarea PNL-ului, și nu numai, am observat că există o relație bună între dumneavoastră și primarul Mihai Frunză, chiar dacă culoarea politică e altă. Dumnealui v-a lăudat în repetate rânduri, iar la lansarea candidatului de primar, la lansarea domnului Galan, ați avut vorbe bune despre cooperarea cu Mihai Frunză. Eu am o cooperare bună cu toți primarii care vor să facă ceva și cu toți cei care înțeleg să respecte un inginer. Eu cu domnul Mihai Frunză ne cunoaștem de la 1982, când eram mecanic șef la întreprinderea Spirit Birea Medon și Ape Minerale. Lucram la Bere Suceava, dumnealui era cu altă răspundere politică în acea vreme. Deci de atunci ne cunoaștem. Îmi știe potențialul, în primul rând, cel ca și inginer. Și acum, dacă ar ajunge Galan primar la Rădăuți? N-ar fi nicio problemă. De ce? Tot așa de bine ați cooperat? Da, sigur că, dar eu ajut pe oricine. La Siret nu doresc să ajut. Ajut primarul din Frătăuții Noi, care a fost la Partidul România Mare, acum e la PDL, dragul doamne. La Bilca l-am ajutat pe primarul PD, care acum e PDL. Mă rog, altă deci, culoare politică. Munca nu neapărat ține nu de... există. Cea mai mare prostie în momentul când îți desfășoară o activitate să judece oamenii după culoare politică. Dar ce Frătăuții Noi sau Frătăuții Vechi, oamenii de acolo au culoare politică? Ei și-au ales un om pentru că au crezut că e gospodar sau că poate să facă ceva. Dacă eu n-am mintea și înțelegerea să pot să trec peste acest lucru și să vin să fac ceva pentru o localitate. Rădăuți, v-am spus, m-am implicat, am adus fonduri, 15 milioane de euro. Ce înseamnă? Refacerea întregului sistem de termoficare a Rădăuțiului, centrală cu cogenerare, reapărarea punctelor termice. De la 1 ianuarie 2009 nu mai există subvenție pentru gigacalorie. Dacă n-am o unitate economică eficientă ca să vândă gigacalorie la preț bun, primăria nu își face activitatea corect. Serviciul de apă și canal trebuie să dea apă la un preț ieftin și canalizarea la un preț ieftin. Ce am mai făcut? Avem studiul de fezabilitate finalizat pentru regularizarea pârâului Temnic, care înseamnă o nouă zonă de construcție. Nici la ora actuală, însă, primăria nu a cuplat ca să vină și ei cu 10 milioane. Asta era una din primele promisiuni electorale. N-au făcut. Înainte de a ajunge dumneavoastră. Trebuie să dea 10 miliarde. Trebuie să dea 10 miliarde ca să facă... Eram deja senator. Trebuie să dea 10 miliarde ca să finanțeze acest proiect. Guvernul de 25. Guvernul de 25 nerabursabil. Trebuie să pune 10 miliarde. Nu este mult. Și cel mai important lucru și ultimul. Mi-am dorit de foarte mult timp ca Rădăuțiu să aibă acea judecătorie a Bucovinei. Nu m-am așteptat ca în spatele primăriei să apară acea clădire total ne la locul ei, care în Occident, în Austria, se numește Hotel Muncitoresc sau Internat Muncitoresc, iar la noi a fost botezat Hotelul Gerald. Niciodată să nu-i hotel.
felul cum arată această clădire. Nu avea ce căuta. Un plan de urbanism, un plan de urbanism general. Nu e adevărat. Îl mutam la Dornești. În oraș o să vină investitorii cu cap și cu valoare. Eu trebuie să fac un plan urbanism general în care ținuta arhitectonică a Rădăuțului să rămână. Și acolo vrem să facem judecătoria Rădăuțiului. Bine, în ultima ședință de consiliu. Păi o plimbă. S-a aprobat. Bine că a dat Dumnezeu să aprobă. Mai bun. Mă bucur. Domnul Cădel, mă bucur. Bine că s-a aprobat terenul, nu știu de exact lângă ce. Aici, aproape, la capătul aleei primăverii. După ce este o bucată de teren lângă... Doamne ajută! Deci cât de important este pentru municipiul Rădăuț această judecătorie? Ultima semnătură a ministrului Tudor Chioaru, care a fost pentru finanțarea acestui proiect, a fost pentru că am o relație personală bună cu dumneavoastră. Eu însă în ceea ce fac tot timpul gândindu-mă la rădăuțeni, mă gândindu-mă la oameni. Diferența între mine și ceilalți candidați știți care este? Unul nu vrea să-și piardă scaunul la nivel de Consiliul Județean, altul vrea să-l cucerească. Eu nici nu vreau să cuceresc, nici nu vreau să pierd nimic. Eu vreau să lucrez împreună cu oameni. Așa am fost educat din familie. Timp de o viață întreagă am fost învățat să lucrez pentru oameni. Împreună cu oameni, în primul rând. De asta mi-a plăcut administrația. Dacă nu-mi plăcea administrația, dacă nu-mi plăcea să lucrez cu oameni, mă duceam și mă făceam geolog, mergeam în munte sau știu ce Dumnezeu mă făceam. Domnule senator, vă mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc și... E asigur pe Rădăuțeni de un lucru. Echipa liberală, indiferent de cine va câștiga primăria, va continua proiectele începute în Rădăuț, va fi alături de administrație ca să putem să fim în folosul cetățenilor. Clar, asta este o dispoziție care va fi respectată de fiecare membru al Partidului Național Liberal. Este promisiunea care vă fac. Revenim în studioul electoral, stimați telespectatori. Se află astăzi, în continuarea emisiunii Stop Cadrul Rădăuțean, invitat în studio domnul Costel Galan, candidatul Partidului Național Liberal. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Galan, nu știam dacă trebuie să spun știre electorală sau o știre pur și simplu sau un eveniment rutier și am zis că profit de prezența dumneavoastră în studioul electoral de astăzi să vă întreb ce s-a întâmplat, pentru că eu am difuzat adineauri, telespectatorii au urmărit acel incident de la Sucevița în care a fost implicat fiul dumneavoastră. Are legătură electorală sau este doar un banal eveniment rutier? Sincer să fiu, nu mi-ar fi plăcut să mă prezint în fața unei televiziuni cu un caz al meu, al familiei mele, dar întrucât ne aflăm în campanie electorală, a avut loc un incident, nu putem vorbi despre un accident de circulație, pentru că domnul Arean, într-adevăr, a făcut și un accident de circulație, dar înainte de a face accident de circulație, tot în momentele respective, a agresat pe ficior meu, rupându-i hainele de pe el, trântindu-le, izbindu-l, amenințându-l cu fel și fel de vorbe urâte, chiar l-a spus că îl împușcă, că îl omoară. Sincer să fiu, la ora actuală trăiesc o teamă. Cred că după comportamentul lui este în stare să vină peste noi în casă sau să ne găsească într-un loc izolat și să-și facă, să abuzeze, pentru că probabil că dânsul are ceva probleme personale sau stresul sau a lăsat nervi în campania care o desfășoară. Ceva este cu el, pentru că nu pot să-l înțeleg, că nu am avut nicio atingere asupra lui, dar am văzut că în ultima perioadă lucrurile au luat o torsătură. Aș vrea să remarc că e neplăcut gestul ce a făcut domnul Arean, dar eu în calitate de părinte nu pot să trec prea ușor, pentru că exact acum, când nu ar fi trebuit să se întâmple acest caz, tânăra familie care urmează să-și facă căsătoria peste două zile a avut de suferit un caz neplăcut. Nu ar vrea să comentez acest caz, întrucât sunt suficiente filmări, fotografii, anchete care s-au făcut. Aștept să fie judecat de lege, să fie judecat de dumneavoastră care cunoașteți cazul și o să comentați după prezentarea filmării respectiv la fața locului. Nu aștept decât să se facă lumină în acest caz. Cam atât ar vrea ca să comentez, să fiu cât mai scurt, iar judecata să fie făcută de dumneavoastră. Nu este prima dată când domnul Arean a încercat să-și facă dreptate singur, a încercat să să abuzez mai bine.
Și îmi pare rău pentru că este parlamentar, este omul care trebuie să ne facă legi și este omul care, ca fiecare cetățean în România, să respecte legea. E un incident neplăcut, atât pentru noi, pentru familie, somaștru, și doresc un singur lucru, să gândească dacă s-ar fi întâmplat din partea oricăruia o situație, o scenă asemănătoare cu un copil de-a lui, cum ar fi privit el lucrurile. Încearcă acum, probabil, să însceneze, să învârte sau să facă, sau mai știu cum. Cred că cine cunoașteți, știți de ce este în stare. Cel puțin mie nu mi-e frică, pentru că cred în Dumnezeu și Dumnezeu o să aibă grijă exact pe măsura și pe comportamentul lui. Dacă nu vreți să comentați mai mult acest incident, revenim la problemele de campanie. Campania dumneavoastră în candidatura pentru fotoliul de primar și a partidului, a consilierilor, cum se desfășoară, ce aveți în agenda desfășurătorul Partidului Național Liberal? În primul rând, vreau să spun să ne aflăm la final de campanie electorală. Partidul Național Liberal a făcut o campanie civilizată, liniștită, nu a făcut o campanie abuzivă, nici agresivă. Și am spus că cel care candidează pe listă de consilier sau candidat de primar trebuie să-și pună numele, iar electoratul, dacă are plăcere sau consideră că merită să fie votat, își pune votul pe cel care are încredere și atât. Nu trebuie să facem alte agresiuni care s-au mai făcut. Programul Partidului Național Liberal, pot să vă spun, astăzi Partidul Național Liberal a dezvelit o statuie în apropierea primăriei Rădăuț, statuia lui Gheorghe Flondor, iar pentru data de 25 mai, Partidul Național Liberal oferă un spectacol gratuit în piața centrală, începând cu ora 18 și chiar pe această cale, invităm toți rădăuțenii să se simtă bine, așa cum se cuvine. Păi, mă consider și eu unul dintre rădăuțenii invitați și câteva secvențe promit că vom fi în piața centrală, să le filmăm pentru cei care nu o să reușească să vină în piață și, ca de obicei, emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean să le ofere celor care nu au avut timp să fie la o anume activitate. Domnul Galan, nu pot decât să vă doresc succes ca și celorlalți contracandidații ai dumneavoastră. În ceea ce privește incidentul, cred că trăim într-o țară în care există lege și legea este cea care trebuie să-și spună cuvântul și nici de cum presa, nici de cum politicienii sau alți analiști. Iar noi, stimați telespectatori, mergem mai departe. În final de campanie, aș invita toți rădăuțenii să participe în număr cât mai mare la vot, numai atunci când participă și votează cu cei care și echipa care dorește și candidatul sau primarul care și-o dorește pentru următorii 4 ani, va fi mulțumit. În cazul că nu se va prezenta la vot, să nu aibă remușcări că nu a ieșit echipa sau primarul care și l-a dorit. Vă doresc mult succes și atât contracandidaților mei și cel mai bun să fie serbat în săptămâna viitoare. Vă mulțumim! Studio electoral, stimați telespectatori, același studio, alte personaje. Spunem bun venit în cadrul televiziunii noastre domnului doctor Lucian Samoilă. Bună ziua. Și invitatului de onoare care vine pentru prima dată în studioul nostru, pe care vă las să-l prezentați dumneavoastră, de vreme ce face parte din echipa cu care vă lăudați. Colegul nostru este un medic cunoscut al orașului Rădăuț, este vorba despre doctorul Irina Nanu, o personalitate care este un bun profesionist, un bun coleg și datorită tinereții lui și datorită vitalității lui încearcă să se implice cât mai mult în viața comunitară a orașului Rădăuți. Probabil de asta l-ați selectat și dumneavoastră în echipa dumneavoastră cu care Partidul România Mare propune o alternativă electoratului rădăuțean. Domnule doctor, cum merge campania? A început războiul afișelor, războiul de presă, sondajele, cum sunteți cotați? Din ce se pare, Partidul România Mare este un partid care, după ultimele sondaje, ocupă un loc fruntaș. Noi încercăm să aducem în fața electoratului o platformă bine închegată, o platformă care să
implice încredere asupra orașului Rădăuț, asupra cetățenilor orașului, și de aceea eu cred că noua echipă care s-a instalat la conducerea Partidului România Mare dă o anumită vitalitate și o anumită potență pentru primăria Rădăuți. Am văzut în afișele electorale ale Partidului România Mare că promovați sloganul "Un doctor pentru primărie". Este orașul sau primăria Rădăuți este bolnav, are nevoie de un medic? Categoric, să știți că faptul că se implică medicii în activitatea comunitară arată că medicii sunt apropiați de oameni, sunt tot timpul în contact cu oamenii și de aceea un medic a se prezenta în fața electoratului arată că pot sprijini, pe lângă faptul că întrețin sănătatea oamenilor și previn apariția diferitelor maladii, pot contribui în bunul mers al comunității și al primăriei. Cum v-ați gândit dumneavoastră că cei mai tineri pe care i-ați adus astăzi alături de dumneavoastră, membrii în echipă, de pildă domnul dr. Irinel, ar putea să contribuie la sănătatea primăriei și de ce nu a orașului? Poate spuneți chiar dumneavoastră. Da, de ce nu? Pentru că eu fiind mai mult responsabil de partea mai tânără a partidului și nu a partidului, vreau să am grijă de cei de vârstă cu mine și sau cei care se consideră tineri în orașul Rădăuț, trebuie să ne extindem, vrem să ne extindem rolul de medici și în afara cabinetului nostru, unde ne practicăm activitatea zi de zi. Ce credeți ca medic ați putea face dacă ați ajunge într-o funcție de consilier? Presupunem, facem un exercițiu de imaginație. În primul rând, eu și bănesc și cei de vârstă cu mine ar dori ca Rădăuțul să fie un oraș mai tânăr, în care lumea să... Cu o conducere mai tânără. Deci cu o gândire mai tânără și o gândire care să fie tot timpul în pas cu vremurile, să nu ne tot timpul aminte de vremurile trecute unde... Să nu trăim din amintiri. Exact, exact. În principal, deci, să încercăm să aducem orașul la un nivel de tinerețe acelor din Occident. În Rădăuți și nu numai Rădăuți, în zona noastră a Bucovinei, toată lumea știe să muncește extraordinar de mult. Se fac și bani. Se fac și bani și poate acum la cei tineri nu se observă pentru că ca orice tânăr este mai rezistent la muncă, la stres și acum fiind și secolul vitezei, toată lumea se grăbește și vrea să facă cât mai repede și cât mai bine și cât mai mulți bani. Relaxarea este pusă acum pe ultimul plan. Și în Occident, bănesc foarte multă lume din zonă, foarte multe cetățeni cunosc treaba asta, după orele de muncă, fiecare se relaxează, merge la o plimbare unde sunt spații disponibile, în Rădăuț nu există, merge la un cinematograf unde în Rădăuț nu există, merge la un sport, la o sală de sport, la o saună, la o piscină, la un tenis, orice fel de activități sportive. Să susține aceste locații, crearea acestor noi locații? Deci eu sunt pentru 100% și cred că toată lumea își dorește treaba asta. Realizarea unui cinematograf, realizarea unei baze sportive la care să aibă acces toți cetățenii, nu cum s-a făcut. Da. Baza pe una stasă și... Domnul Samuel, ați vedea ca aceste locații să fie create de către primărie sau într-un parteneriat public-privat? După părerea mea, aceste locații nu pot fi efectuate din surse numai bugetare, ci în colaborare cu fonduri structurale sau în colaborare cu privații, și aceasta va da un nou suflu orașului nostru, va da o nouă eficientizare a post-activității profesionale, fiindcă după un anumit număr de ore de muncă, oamenii au nevoie de odihnă, au nevoie de recreere, pentru ca o nouă zi să
fie o revitalizare, să fie o, un anumit mod de a, participa la viața profesională. Dacă aceste lucruri nu trebuie făcute cu fondurile unei primării sau cu fondurile bugetului local, cum ați vedea atragerea de fonduri pentru a crea aceste locuri? Sunt foarte mulți oameni de afaceri în zonă care sunt convinși că într-un parteneriat bine pus la punct și în baza unor legislații care să le fie și lor favorabile, ar fi dispus să investească în asemenea proiecte. I-ați încuraja? Deci nu numai că i-aș încuraja eu sau domnul partidul. După partidul, deci am vorbit cu câțiva dintre ei, nu dăm nume, deci ar fi de acord în totalitate să participe la asemenea proiecte. Fără de aia, rădăuțenilor le-ar place să aibă, de ce nu și în Disneyland aici la Rădăuț. Dar viața nu e făcută numai pentru distracții. Mai există și o parte care ține de muncă, care ține de creație, care ține de atragere de fonduri la buget, care ține de tot ceea ce înseamnă până la urmă, dacă vreți, bunul mers a unei societăți. Cum vede Partidul România Mare starea de bine a unui oraș? Starea de bine a unui oraș depinde în primul rând de sănătatea oamenilor. Fiind medic și implicându-mă în activitatea comunitară, vreau să punctez câteva aspecte care sunt convins că sunt de acord și toți colegii mei și din spitalul și din Policlinica Rădăuți, fiindcă prin activitatea pe care încerc să o îndeplinesc pe lângă activitatea profesională, să mă implic în activitatea comunitară, urmăresc ca o parte din banii care contribuabililor să fie investiți în activitatea spitalului și a Policlinicii Rădăuți, bani care categoric vor fi în ajutorul tuturor cetățenilor, deci sunt niște bani care nu numai trebuie să fie investiți în fiecare an în acoperirea unor gropi sau unor rețele de canalizare defecte, ci pentru sănătatea oamenilor. Da. Ce vă propuneți în ideea în care ați ajuns la fotoliul de primar, în ideea în care aveți un număr de consilieri, cum vă propuneți în starea în care se află actualmente administrația publică să interveniți în primul rând? Ce măsură de primă ordine ați luat? În primul rând aș dori ca să preluăm colegii care sunt în primărie pe posturile lor, să-și mențină posturile, niciun fel de problemă, să-i specializăm pe toți în domeniul în care sunt ei și categoric însăși persoana mea, care este o persoană destul de agreabilă, părerea mea, în relații cu colegii, să avem o activitate foarte bună și administrația locală sunt o foarte mare parte din colegii, o foarte mare parte din persoanele care lucrează în administrația locală mă cunosc și sunt convins că vom avea o activitate foarte fructuoasă. O echipă bună. O echipă bună, să zic, da. Domnule doctor, la final vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Dacă domnul doctor Irinel Nanu nu este în postura de a-și abandona afacerea, dumneavoastră, în ideea că ați ajunge să fiți primarul Rădăuțului, sunteți cunoscut ca un medic renumit pentru profesionalism, pentru ceea ce faceți, ați abandonat cariera dumneavoastră medicală în favoarea scaunului de primar? Da, domnul Gârdei, ați pus o întrebare foarte la obiect. Categoric n-aș abandona profesia de medic. Oricum aș acorda un număr suficient de ore după activitatea pe care aș îndeplini-o în primărie și categoric în fiecare zi aș fi în cabinetul meu dentar, cabinetul stomatologic, pentru a fi aproape de pacienți și de suferințele lor. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din emisiunea de astăzi. Și noi vă mulțumim pentru interviul dumneavoastră.
Bun găsit, stimați telespectatori. Aceeași rubrică, studio electoral, se află în studioul nostru de această dată, domnul inginer Mircea Irimescu, bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit. Timpul trece fulgerător de repede, când mi-a spus că au trecut deja 10 săptămâni de când ați venit pentru prima dată aici, nu-mi venea să cred. Și atunci întreb dacă dumneavoastră în cele 10 săptămâni ați avut de învățat ceva de la noi mass media. Da, am avut de învățat și încă foarte multe. Și nu numai că foarte multe, dar foarte folositoare pentru mine. Eu am intrat în această activitate fără o experiență politică în spate. Am învățat pe parcurs, dacă pot spune acum că știu ceva, știu mai mult decât la început. Ceva experiență am făcut. Am învățat categoric la mass media și mai ales m-am bucurat că ideea principală a programului meu cu care am venit eu atunci în discuții, respectiv transparența și întărirea spiritului civic al populației, a fost preluat de presă și popularizat corespunzător. Am unele semne îmbucurătoare în acest sens. După campania electorală mi-am propus chiar să scriu pe tema asta și sper să iasă ceva interesant. Mi-aduc aminte că la vremea aceea vorbeați despre transparența decizională a administrației publice. Cum ar fi asta? Eu am în vedere un spirit civic mai dezvoltat al oamenilor. Oamenii să întrebe, oamenii să fie curioși, oamenii să nu lase oamenii politici fără să fie cercetați îndeaproape, să le cunoască oamenilor politici gesturile și, mă rog, acțiunile politice. Strict referitor la primărie, unde să zicem că este un act de administrație și nu un act politic, deciziile luate la primărie trebuie cunoscute. Dacă nu se întreabă și câteodată trebuie întrebat apăsat, atunci multe nu sunt cunoscute. Chiar teme care au fost dezbătute în campania electorală, unele, mă rog, care au făcut obiectul unor lucruri controversate. Dacă s-ar fi făcut actele respective publice de către administrația locală, ele n-ar mai fi avut loc, discuțiile n-ar mai fi avut loc în această perioadă. Săptămâna aceasta se încheie și campania electorală. Credeți că este orașul Rădăuț pregătit pentru această zi de 1 iunie, nu ca ziua copilului, ci ca zi în care vom desemna cine să conducă orașul? Cred că da. Așa cum văd eu oamenii că se comportă, interesul arătat acestui eveniment important pentru comunitatea locală, faptul că am simțit interesul oamenilor crescând gradual, săptămână de săptămână, mă face să cred că oamenii conștientizează importanța evenimentului de la 1 iunie, respectiv alegerilor locale aici, și cred că va fi și o prezență bună la vot, cred. Așa îmi dau, apreciez în momentul de față. Când v-ați prezentat pentru prima dată la biroul electoral de circumscripție, ați depus dosarul, spun eu că din punct de vedere a eșichierului politic, Mircea Irimescu era un ilustru necunoscut. Erați cunoscut mai mult ca om de cultură de la Societatea Română pentru Cultură și Literatură în Bucovina, ca inginer, ca om reprezentativ pentru afacerea dumneavoastră. Evoluția dumneavoastră în plan politic a fost, dacă îmi dați voie, să spun, aproape verticală. V-ați așteptat la acest lucru? Nu știu dacă e așa, cum spuneți dumneavoastră, chiar așa o creștere spectaculoasă. Ceva simt că este rezultatul unei creșteri. Eu nu mă refeream la oameni care să spună vom vota Mircea Irimescu, ci oameni care l-au cunoscut în puținul timp de campanie electorală pe Mircea Irimescu și au spus deja știu cine este acela. Da, eu am făcut o socoteală simplă. Am spus că suntem într-un oraș care are 30.000 de locuitori. În mod normal, cu mijloace media, să spun, obișnuite, în 3 luni de zile, locuitorii respectiv pot cunoaște un om. Și m-am adresat lor, stâmnindu-le oarecum curiozitatea, să cerceteze această problemă. Nu, nefăcând un sondaj de opinie, nu pot să știu exact care este situația, dar simt că interesul oamenilor a fost pe măsura așteptărilor. Nu m-am înșelat. Ați spus la acea vreme, doresc să candidez pentru a fi o alternativă pentru unii rădăuțeni. La care rădăuțeni vă referați?
La data când m-am înscris eu în cursa electorală... Sau nu mai rămâne valabil. Este valabil. La data în care, la ora, să zicem, în care m-am înscris eu în cursa electorală, exista riscul în Rădăuți să se polarizeze din punct de vedere politic această dispută. Respectiv, cele două partide, PSD-ul și PDL-ul, păreau că vor domina tot și că această cursă va fi o cursă în doi. Și am spus că acest lucru ar fi, de fapt, o reducere periculoasă, o reducție, o limitare a posibilităților cetățenilor. Poate sunt oameni și cu alte opțiuni, poate sunt și alte idei de pus în joc, poate că strict numai două persoane sunt prea puține pentru un oraș ca Rădăuțul. Rădăuțul are totuși o anumită personalitate și oamenii nu sunt chiar de acolo, sunt informați. Dacă v-aș ruga să descrieți profilul omului care ar trebui să fie primar la Rădăuți. Cum îl vedeți dumneavoastră? Cum ar trebui să fie? Trebuie să plece de la momentul în care, dacă va fi o schimbare la Rădăuți, și cred că e bine să fie o schimbare la Rădăuți, atunci acel om va trebui să pornească oarecum la sacrificiu reclădind altă structură în primărie, reclădind altă mentalitate al funcționarilor publici, reclădind alte raporturi cu populația. Nu, dar cum ar trebui să arate el? Un om teribil, un om tenace, un om corect și cu mare disponibilitate de a lucra și conlucra cu oamenii. Dacă va fi singur, va fi pierdut. Ce înseamnă să fie singur? Dacă va începe reformă în primărie ca o acțiune așa haiducească pe cont propriu a unei persoane singure, nu știu dacă va avea sort de izbândă. Dacă ce altă alternativă ar avea? Trebuie să folosească oamenii de acolo, trebuie să folosească potențialul tuturor oamenilor și mereu legătura cu populația. Vedeți o posibilitate ca oamenii de acolo să nu vrea brusc să lucreze cu el? Se poate orice. Și ar ajunge primăria într-un colaps? Dar nu toți oamenii, nu cred. Nu există niciun interes pentru treaba asta, pentru că nu se pleacă împotriva intereselor. Administrația locală trebuie să meargă, totuși. Sigur, administrația locală își va desfășura activitatea în continuare. De fapt, se vor alege foarte mult lucrurile, că va fi un departament care se va ocupa de perspectivă, de concepții, alții care se vor ocupa strict de administrația domeniului public, care va fi, iar alții se vor ocupa de relațiile funcționărești cu cetățenii. Cine credeți că influențează cel mai mult viața societății în care trăim? Primăria, administrația, consiliul local sau primarul ca om? Eu când spun administrația, am în vedere și executivul și consiliul local. Să le despărțim. Dacă le despărțim... Cât de mare influență are primarul, ca să spun așa? Rolul important. Și la Rădăuți s-a și consacrat ideea asta. Primarul a fost vioara întâi în administrația locală. Va mai fi în mandatul următor? Va trebui să fie. Pentru numai că va avea o misiune mult mai dificilă, probabil că disputele în Consiliul Local vor fi mult mai dinamice și va trebui să știe, să aibă diplomația. După legea, atribuțiile primarului vor fi mai mici față de până acum. Directorii primăriei, directorul tehnic, directorul economic, consilierii primarului și Consiliul Local vor avea atribuții mai mari. Primarul va avea, dacă vreți, mai mult un rol onorific de a reprezenta orașul cu tricolorul, cu banda tricoloră, în întâlniri cu alte orașe? Nu cred asta. Legea stabilește exact care sunt atribuțiile Consiliului Local, iar pentru primar, care este șeful executivului, depinde de el în ce măsură face delegări de atribuțiuni. Și e bine să facă delegări de atribuțiuni, să se încălzare de specialiști. Dar va avea o misiune așa strânsă, încât totul să depindă de el? Acum, la Rădăuți, va trebui să-l aibă, ca în perioada următoare, primarul să fie în centru acestor probleme. Nu se va putea schimba nimic la primărie fără primar. Da, se începe schimbarea chiar cu primarul. Domnule Jumescu, place să discut cu dumneavoastră, pentru că aveți o viziune deosebită față de ceilalți contracandidați. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul de astăzi. Este ultima dumneavoastră apariție în cadrul campaniei electorale, dar sper să mai veniți și după aceea, pentru că sunt multe lucruri de discutat despre orașul Rădăuți și în final vă las să vă despărțiți dumneavoastră de telespectatorii care au avut răbdarea să ne urmărească. Da, le mulțumesc că au avut răbdarea să mă urmărească, nu numai acum și în alte date, și îi rog din inimă să participe la vot, să dea dovadă de responsabilitate și
să ajute, indiferent cine va fi primar, printr-o participare mai activă administrația locală. Mulțumesc tuturor! Există o singură prioritate, orașul. Orașul sunt oameni, orașul suntem noi. Ai drepturi foarte mari. Îndrăznește. Tu conduci treburile publice. Știai? Vreau un oraș sigur și curat pentru toți rădăuțenii. Vreau să nu plătim de la an la an taxe și impozite tot mai mari. Vreau ca banii publici să nu fie risipiți, cheltuielile să le facem la vedere în interesul general. Orașul are nevoie astăzi de un primar puternic, bine pregătit profesional, moral, sensibil la problemele cetățenilor. De 25 de ani lucrez cu oameni și pentru oameni. Am demonstrat că sunt un bun administrator. La 1 iunie investiți într-un localnic devotat rădăuțenilor. Cred în principiul excelenței în orice domeniu, cred în oameni și puterea acestora de a schimba lucrurile în bine, cred în viitorul acestui oraș. Avem nevoie de un oraș cu o imagine europeană, de un spital la standarde comunitare, de școli de calitate, de o protecție socială reală și de noi investiții private susținute de administrația locală. Votați un medic pentru sănătatea orașului, votați Partidul România Mare! Din acest birou am condus timp de 12 ani administrația publică din Rădăuț. Aceasta înseamnă experiență. Nu din birou, ci printre oameni preocupat mereu de problemele lor. Cu argumentul faptelor vă propun continuitate. Dragi rădăuțeni, iată că a venit și vremea schimbului de generații. Împreună cu dumneavoastră putem schimba în bine acest municipiu. De aceea, pe 1 iunie, dați crezare tinerii generații, generații care vrea să facă, nu să stea și nici să promită în deșart. La 1 iunie, votați PNG-ul. Vreau un oraș sigur și curat pentru toți rădăuțenii. Vreau să nu plătim de la an la an taxe și impozite tot mai mari. Vreau ca banii publici să nu fie risipiți, cheltuielile să le facem la vedere în interesul general. Orașul are nevoie astăzi de un primar puternic, bine pregătit profesional, moral, sensibil la problemele cetățenilor. De 25 de ani lucrez cu oameni și pentru oameni. Am demonstrat că sunt un bun administrator. La 1 iunie investiți într-un localnic devotat.